În construcțiile contemporane, fiecare detaliu contează. Astăzi vorbim despre șapa lichidă, o tehnologie care aduce precizie, eficiență și performanțe termice remarcabile. Aflăm cum funcționează și de ce este considerată soluția viitorului. În construcțiile moderne, șapa lichidă de Ipsos devine soluția preferată pentru proiecte eficiente energetic și finisaje de înaltă calitate. Spre deosebire de șapele clasice pe bază de ciment, șapa lichidă are o densitate mult mai mare, contracție aproape zero și asigură planeitate perfectă pe suprafețe mari. Salut! Astăzi suntem într-o localitate de lângă București. Bineînțeles, așa cum v-am obișnuit, turnăm o șapă lichidă, o șapă de Ipsos. O să vă arăt mai târziu care sunt etapele turnării unei șape lichide. Cel mai mult mă bucur că în România este tot mai cunoscut acest produs și avem de la Suceava, Iași, Botoșani până la Timișoara sau Craiova, București, Constanța, în absolut toată țara turnăm șapele lichide de peste 20 de ani. Un avantaj esențial este conductivitatea termică superioară. Șapa lichidă are o conductivitate mult mai ridicată decât cea a șapelor clasice, ceea ce o face ideală pentru încălzirea prin pardoseală. În plus, permite turnarea unor grosimi mai reduse, de minimum 3 cm peste țeavă, reducând astfel înălțimea totală a pardoselii. Să vă prezint acum etapele de la interior. Practic, avem o casă pe două nivele, 110 m pătrați pe nivel. La aceste șape, foarte importantă este pregătirea suportului și anume montajul încălzirii în parduseală. Trebuie să fie cât mai curat, cât mai etanș, în așa fel încât șapa lichidă să nu ajungă sub polistiren sau să atingă pereții, să fie totul cât mai îngrijit lucrat pentru a nu avea punți termice, pentru a evita aceste punți termice pe care nimeni nu le dorește. Un alt plus major, șapa lichidă este autonivelantă. Viscozitatea controlată îi permite să curgă și să se întindă uniform, eliminând golurile de aer. Aceasta înseamnă planeitate perfectă, cu abateri sub 1 mm pe suprafețe de 2 metri, ceea ce reduce drastic necesitatea șlefuirilor ulterioare. Șapa lichidă are o rezistență la compresiune de aproape 3 până la 4 ori mai mare decât la șapele semi-uscate tradiționale. Această caracteristică îi permite să suporte trafic intens fără fisuri, chiar și pe suprafețe de peste 1000 de metri pătrați. Foarte important la orice turnare de șape sunt cotele. După ce am stabilit ce tip de finisaje vine în fiecare încăpere, pentru că finisajele pot fi diferite, mochetă, piatră naturală, poate un SPC sau un parchet laminat, sau o gresie. După ce am stabilit aceste detalii, o să putem să setăm nivelul din fiecare încăpere, pentru că el poate fi diferit. Și avem nevoie de o nivelă cu laser, avem nevoie de acești martori pe care noi îi setăm, îi ridicăm mai în sus sau îi lăsăm mai jos în funcție de cum avem nevoie. Bineînțeles, avem nevoie de un specialist care face treaba asta, așa că fratele meu este cel care vă va arăta cum gestionează el treaba asta cu setarea nivelului. Deci, în primul rând, dăm un nivel pe tot etajul și aflăm care este cel mai înalt punct de pe etaj. Și de la cel mai înalt punct, trebuie să avem o grosime minimă a șapei peste țeavă de 3 cm. Și Coco ne arată cum verifică nivelul. Laserul a fost setat. Da. După care vedem la raza laser pe metru, da? Putem obține un reglaj de milimetri. Dăm tija în sus sau în jos în funcție de nivelul dorit. Bun, și așa avem mai mulți martori în încăpere. Avem într-o cameră ca aceasta, de exemplu, avem undeva la vreo 7-8 lere de nivel, așa cum le numim noi, martori de nivel, pe care îi setăm. Știm sigur că nu vom greși dacă folosim astfel de sisteme, pentru că șapa va fi umplută sau ridicată la cota dorită. Umplem cu șapa lichidă până la cota setată și apoi urmează finisarea șapei prin bătaia cu bara și cu peria sau mătura de dezaerare. Un alt detaliu tehnic important, șapa lichidă se întărește rapid. În doar 2-3 ore poate fi circulabilă pietonal, iar în 24-72 de ore pierde peste 90% din excesul de apă, accelerând semnificativ șantierul. Șapa lichidă îmbracă țeava absolut perfect. După cum vedeți, ea este foarte fluidă și intră în contact cu țeava pe toată suprafața ei, de-a lungul țevii, într-un contact absolut perfect și cu un transfer termic excepțional, pentru că este un material foarte compact, nu are aer,
spre deosebire de șapele semiuscate, care sunt foarte aerate, foarte pufoase, așa cum este beceaul sau buretele sau cărămida. Noi, pentru a putea avea un transfer termic excepțional, avem nevoie de un produs compact, cum este un beton foarte fluid, așa este și șapa lichidă, transfer termic maxim. Șapa lichidă permite aplicarea oricărui tip de finisaj, gresie, piatră naturală, parchet stratificat, mochetă sau rășini epoxidice, fiind un suport ideal datorită aderenței și planeității perfecte. Avem contracții zero și planeitate perfectă. Este cel mai remarcabil lucru din lumea asta la o șapă să ai abateri zero, să tori 300, 500, 1000 de metri pătrați și să nu ai abateri de planeitate absolut deloc. După două decenii de experiență pe piața din România, specialiștii spun clar, șapa lichidă nu e doar o tehnologie modernă, ci standardul viitorului în construcții eficiente, sustenabile și durabile. Și nu e vorba doar de tehnologie, ci și de costuri reduse pe termen lung și de confortul unei locuințe cu adevărat moderne. În construcțiile eficiente energetic, șapa lichidă devine regula, nu excepția.